Alianța Nord-Atlantică este neîncrezătoare cu privire la afirmațiile Moscovei, conform cărora Rusia își retrage o parte a trupelor de la granița cu Ucraina. Ba mai mult, NATO a indicat că, de fapt, și pe parcursul anilor trecuți, Rusia doar a mimat că se retrage și că, în realitate, nu a făcut acest lucru. Iar informațiile colectate de armata ucraineană confirmă că, într-adevăr, Rusia are trupe la granița sa de vest de ani de zile. So far, we have not seen any de-escalation on the ground, not seen any signs of reduced Russian military presence on the borders of Ukraine. Alianța Nord-Atlantică s-a arătat neîncrezătoare față de anunțul Rusiei cu privire la retragerea parțială de la granița cu Ucraina. NATO a exprimat ceea ce a caracterizat drept un optimism precaut față de anunțul Rusiei. De altfel, potrivit secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, Rusia nu și-ar fi retras cu adevărat trupele de la granița cu Ucraina de aproximativ un an. What we have seen on the ground, actually since last spring, is that they are moving forces around, but that doesn't represent a real de-escalation. And then they take out some of, or perhaps even most of the troops, but they leave the equipment behind, and then they can very quickly reinforce and move all the people back, all the troops back again if needed. Ministerul rus al apărării a anunțat că o parte din trupele poziționate la granița cu Ucraina se întorc la bazele lor după încheierea unor exerciții militare. Unitățile din raioanele militare din sud și vest, care și-au îndeplinit sarcinile, au început deja încărcarea în transportul feroviar și rutier și vor începe să se mute în garnizoanele lor, a transmis Igor Konashenkov. Și liderul rus, Vladimir Putin, a confirmat că o parte din trupe au început retragerea. Rusia și-a mobilizat masiv trupele la granițele cu Ucraina și la sfârșitul lui 2019, iar după mai multe luni, Moscova a anunțat că își retrage efectivele. Însă, în realitate, ele doar au fost redesfășurate în diferite puncte ale graniței ruso-ucrainene. La sfârșitul lunii aprilie 2021, de exemplu, Rusia avea mobilizate la granița cu Ucraina aproximativ 1300 de tancuri, 105.000 de soldați, 1800 de artilerii și 330 de avioane. În plus, pozițiile pe care se aflau erau aproape identice cu cele de acum. 7 luni mai târziu, în noiembrie 2021, în pragul izbucnirii crizei actuale, numărul efectivelor rusești era aproape identic. O bună parte a trupelor rusești de la granița cu Ucraina sunt poziționate în peninsula Crimeea. În această zonă, Rusia și-a crescut gradual prezența militară încă de la anexarea ilegală a teritoriului în 2014. Restul trupelor rusești sunt desfășurate în alte 5 puncte de la granița cu Ucraina, la care se mai adaugă încă 30.000 de soldați trimiși în Belarus sub pretext textul exercițiilor militare.